L-ați văzut pe Sebastian Ghiță cum arată? Eu știu de când a venit la hibridul ăla de televiziune. Băi, era ca ăla de râdeam noi cu Pateu și cu Zacusca când eram mic. Un copil de ăsta nu-i căzuse cașul de la gură, habar n-avea pe ce lume e. Am înțeles că astăzi e mare sculă. Sebastian Ghiță să sperie țara de el, îl pomenește președintele României de 3-4 ori într-un discurs, aproape că a ajuns să-i fie frică și lui Traian Băsescu de Sebastian Ghiță. Cine-i, bă? Ce-i inventa, bă, Sebastian Ghiță? Avea niște bani, într-adevăr, dar nu e singurul.